Bună, sunt Iulia Albu și bine v-am găsit la un nou episod din Verdict Iulia Albu, WOW sau Bau-Bau, doar pe Kfetele.ro. Astăzi vom vorbi despre cum să ne îmbrăcăm pe timp de ploaie. E adevărat că mai și ninge din când în când, însă spunem că această vreme nehotărâtă și faptul că mi-ați scris atât de mulți că vă doriți să știți cum să vă îmbrăcați pe această ploaie ninsoare, m-a făcut să aleg acest subiect pentru astăzi. Așadar, vom începe cu primul exemplu, Pippa Middleton. Sigur că atunci când plouă este recomandat să folosim umbrele. Pe lângă faptul că sunt foarte fancy și vă pot da acel aer chic pe care este de dorit să-l aveți în orice ținută, vor și proteja de ploaie. Chiar dacă nu mergeți foarte mult pe jos, este ceva foarte senzual în a vedea o femeie cu o umbrelă coborând dintr-o mașină, firește. În acest exemplu, Pippa nu are o umbrelă, însă să spunem că nu aceasta este problema cea mai mare, ci încălțămintea. Dacă afară plouă, abordați cu încredere o pereche de cizme de cauciuc. Cizmele de cauciuc nu sunt un faux pas în niciun caz, sunt chiar în tendință, nu este nicio problemă dacă alegeți un brand cunoscut, cu atât mai bine, și cu siguranță vor fi și foarte practice. Problemele în această ținută, pe lângă faptul că, în general, hainele de piele nu se poartă pe ploaie, ar fi, așa cum am arătat, încălțămintea și faptul că nu avem un cap acoperit. Următorul exemplu este ceva mai, să spunem, mai aproape de realitate, deși acest tip de pălărie nu se poartă pe ploaie, se poartă eventual toamna, când este puțin mai rece, în fine, niciun caz pe ploaie sau ninsoare. Ce putem observa, în schimb, sunt cizmele de cauciuc. Acesta este exact tipul de cizmă pe care trebuie să o purtați atunci când plouă. Eu vă recomand să faci asta și când ninge, pentru că, să fim serioși, de câte ori nu ne-am distrus încălțămintea cu talpă din piele pe asfalturile Bucureștiului. Dar nu suntem tocmai la Paris. În următorul exemplu o avem pe Taylor Swift, care are o umbrelă, însă are alte probleme în ținută. În altă ordine de idei, dacă afară plouă și totuși ne punem un fular, de ce ne-am pune o fustă atât de subțire, într-un material atât de subțire cum este în acest exemplu? Este total irelevant să facem acest gest și nu consider că este necesar. Sigur că o femeie într-o pereche de pantaloni de călărie, cu o pereche de cizme, de ploaie în picioare și cu umbrelă are ceva foarte senzual și foarte atrăgător, să spunem. Și sigur că nu este chiar atât de complicat să facem acest lucru. Dar sigur că și vedetele mai greșesc din când în când. Mai departe o avem pe Rihanna, care are o apariție între sport și chic, ceva foarte interesant, care funcționează cumva paradoxal cu acea umbrelă colorată. Spun paradoxal pentru că totuși poartă o pereche de ochelari pe cap. Este ceva ce nu vă recomand să faceți absolut niciodată. Este ceva foarte urât. Dacă vreți să purtați o pereche de ochelari atunci când plouă sau când ninge, faceți-o pur și simplu, nu vi cocoțați pe cap, nu vi lăsați cumva în această zonă, sau măcar folosiți un lanț de ochelari din perle sau din alte pietre și placat cu metale prețioase, firește. Little Mister are un altfel de abordare. Dacă este vară, ceea ce nu este cazul acum, și noi nu vom comenta ținuta ei, pentru că cu siguranță i s-a întâmplat să fie la o temperatură foarte ridicată, chiar dacă ploua, atunci când ne plasăm în sezonul în care ne plasăm noi acum, aceste umbrele transparente sunt foarte, foarte interesante și foarte ușor de purtat la absolut orice ținută. Vi le recomand și de asemenea vă recomand să abordați mult mai des ținute compuse integral din denim. Mai departe avem pe Blake Lively cam în aceeași situație și aș vrea să insist pe această situație cu umbrelele, pentru că mi-ar plăcea să văd foarte, foarte multe umbrele în București și deocamdată nu se întâmplă acest lucru. Poate mă ajutați voi, ce spuneți. Așadar, dacă vă veți achiziționa o umbrelă transparentă și o pereche de cizme de ploaie, cu siguranță jumătate din lucrul vostru este deja compus. Ultimul exemplu de astăzi este Gigi Hadid, care are o ținută specifică pentru un model, să spunem, care nu are timp să-și țină o umbrelă, este o șapcă, puteți face acest lucru, este interesant. Acest parpalac de ploaie este iarăși o piesă pe care vă recomand, este preferabilă în locul pieselor din piele sau din, să spunem, din materiale, chiar dacă sunt naturale, din materiale clasice pentru trench coat-uri. Sunt Iulia Albu, iar acesta a fost Verdict Iulia Albu, WOW sau Bau-Bau. Vă aștept și data viitoare doar pe Kfetele.ro.